După producerea mai multor accidente grave, se cer măsuri urgente. Cum de altfel și săptămâna trecută, mai multe autoturisme au fost grav avariate, iar mai mulți oameni au ajuns la spital în urma unor evenimente rutiere. Serviciul rutier a cerut astfel Comisiei de Sistematizare a Traficului Rutier din municipiul Botoșani să ia măsuri. A cerut montarea de separatoare de benzi pe strada Sucevei, care duce spre Hudum, dar și pe șoseaua Iașului. În ceea ce privește traficul și acele evenimente care se întâmplă destul de des în zona Dedeman și în zona Alfalent, în Comisia de Sistematizare, colegii de la Inspectoratul Județean de Poliție au cerut separatoare de beton pe toată lungimea de drum de la Dedeman și până la sensul giratorului și pe toată lungimea de drum la Alfalent. Doar că, spune prefectul județului, finanțarea montării acestor separatoare de sens cade în sarcina primăriei. Și aici ne izbim de aceeași problemă de finanțarea acestor investiții pe care ar trebui să o facă primăria Botoșani. Colegii de la Inspectoratul de Poliție au întocmit adrese în acest sens către primărie. În plus, polițiștii au mai cerut Comisiei de Sistematizare a Circulației montarea de limitatoare de viteză pe unele tronsoane și semnalizarea corespunzătoare a 26 de treceri de pietoni. Ceea ce înseamnă, să spunem, acele treceri de pietoni nesemnalizate din municipiul Botoșani, urmare a raportului făcut de colegii la Poliția Rutieră, s-a cerut semnalizarea 26 de treceri de beton din municipiul Botoșani și inclusiv potice pentru interzis staționarea în preajma trecerilor de beton. Pe anumite trasee, în aceeași condiție de sistematizare, s-au cerut popoașe pentru limitarea vitezei. Noi lucrăm, facem propuneri, singura problemă care ne zbim este că ajungem de fiecare dată la consilierii locali și la primăria Botoșani, care trebuie să asigure, să spunem, suportul logistic și financiar. Aceste propuneri urmează să fie discutate de aleșii de la municipiu în viitoarele ședințe de Consiliu Local.